Sunt celebru, scoate-mă de aici. Se află la un pas de aflarea câștigătorului aseară în semifinală. Radu, care e prezent alături de noi, a fost eliminat, iar în joc au rămas Sally, Anisia și Gianni. Așa că avem o finală în trei foarte interesantă. Da, bună, bine v-am găsit. Salut, bună, Radu. Ziua. Iată, Anisia, care a fost de la început, Gianni, care a fost de la început, Sally, care a intrat pe parcurs, au ajuns în finală. Da, Anisia s-a ținut foarte bine, așa cum spuneau și telespectatorii. Părerea telespectatorilor asta era că Anisia face față cu brio și așa a reușit să facă. Mâine seara e finala, nu? Da. Da. Marea finală, publicul decide cine va fi regele. Deci doar cei de acasă decid. Doar cei de acasă decid câștigătorul. Va fi foarte interesant, o să vedem ce se va întâmpla. Până atunci, spune-mi dacă tu ai posibilitatea asta să alegi câștigătorul, pe cine ai alege din cei trei? Eu aș merge mai departe cu Anisia, pentru că e colega mea de la început, de când am intrat în junglă. Cu ea am împărțit cele mai multe momente, cu ea am râs, cu ea am plâns, cu ea am tras la aceeași căruță, ca să zic așa, pentru o perioadă mai mult lungă de timp. Și Sally e tot colegul meu, am fost în aceeași echipă, dar că el a venit un pic mai pe parcurs. Și atunci eu zic că Anisia, eu votul meu o să-l dau Anisiei, mai ales că ea e singura fată care a ajuns atât de departe. Adică oricât am zice noi că e egalitatea între sexe, competiția asta e foarte dură pentru femei, pentru că condițiile în care noi am stat sunt grele și pentru mine, care sunt un alintat și răsfățat, dar sunt bărbat, dar uite pentru o fată. Adică Anisia, jos pălăria pentru ea că a ajuns până aici. Deci votul tău ar merge către Anisia dacă ai putea să votezi, să alegi câștigătorul. Da. Interesant. Foarte interesant. Emisiunea de aseară a fost, nu a fost numai despre jocuri și despre eliminare, a fost despre multă emoție. Fiecare concurent rămas pe ultima 100 de metri a primit câte un mesaj de acasă, în principal de la mame, și am pregătit materiale, dacă vrei să le vedem. Wow. Uite, hai să vedem mesajul pe care l-a primit Radu. Perfect, ia să vedem. Bulgări lui mama de aur. De când te-ai înscris în această competiție, sunt cu gândul numai la tine, pur mamei drag. Dar urmărindu-ți evoluția ediție de ediție, stau cu sufletul la gură, văzând prin câte propre grele ai trecut, fiind flămând și în ce condiții grele stai în junglă. Lăsând acasă ciorba ta preferată de fasole moave cu ciolan, și ceapă roșie și te-ai dus în junglă să mănânci insecte, tarantule și gândaci. Mă doare sufletul, iubitul mai, deci nu pot să cred. Aștept cu nerăbdare să te strâng în brațe, învingătorului mama. Și mi-a pupat aici scrisoarea. Familia mea îmi dă putere să mă duc mai departe. Știu că maica mea, deși n-a scris aici, stă și plânge în fiecare zi în fața televizorului, pentru că ea e foarte sensibilă. Cred că e și mândră și sper să fie și mândră, că până la urmă sunt mândru și eu de mine și sper să fie și ea. La 20 mărți zi. Mama ta cum o cheamă? Anica. Mama Anica. Da. S-a uitat la fiecare emisiune cu sufletul la gură. Încă i-am făcut și cont pe voi, ca să vă arăt o săptămână în avans, că am zis că pe mine să nu mă lași neinformată, să știu eu ce se întâmplă dinainte. La Târnăveni locuiesc, că eu de acolo sunt, acolo am crescut și apoi, mă rog, m-am mutat și am ajuns în București. Suntem departe, cumva așa fizic, dar na, în ziua de astăzi suntem conectați prin telefon, prin Când ai văzut prima dată să mergi la ei? Păi după ce m-am întors din Dominicană, m-am dus la direct. Câteva zile, direct acasă. Păi nu mai putea mama, nici nu se simțea bine în perioada aia. Ce face acum? Se uită acum la emisiune? Bineînțeles. Întotdeauna trebuie să-i spun dinainte. I-ai spus să se uite la noi? Da, cum să nu e? Și ai spus cum te și îmbraci? Asta nu, că ea nu e neapărat de acord și atunci mai bine nu-i spun, să mă vadă direct la televizor. Că ea dacă ar vrea, m-ar vrea doar un costum cu cravată să fiu așa prezentabil, da? Nu e. Mama Anica, ai zis că da, Anica, da. Mama Anica, uite, știi, mă bucur să o salut și eu, să rumâna doamna Anica, nu de alta, bucură. Mama lui Radu, telespectatoare, am zis, uite, băi, a intrat cu noi în direct. A, nu cred. Nu cred. Bună, da, e mama ta. Tu vezi că, uite, noi intrăm cu telespectatorii în direct, intrăm și cu Windows în direct, noi puțin, suntem peste tot. Va, nu pot să cred. Deci tu nu-ți vine să crezi, nu? Nu. Să rumâna, doamna Anica. Ce faci, mami, te pup. Stai. Avem să merge. Gata, uite, acum putem 100% să fim. Să rămână. Am vrut să-i facem o surpriză lui Radu și mama Anica să fie cu noi. Dar cum ați dat, cum te-a găsit? Cum au dat de tine? Să dați televizorul mai încet.
Da, l-am pus pe mut. Bună, puiu, mami, drag. Bună ziua tuturor. Sărumâna, de ce v-ați emoționat? Nu știu, așa emoția. Vai, dar nu mai plânge. Acum trebuie să fii bucuroasă că sunt acasă, da. Gata, bine, spălat, nu mai sunt chinuit. Da. Spunea am suferit destul când ai fost acolo. O plâns, mami, destul. Acum plâng de fericire. Vă place cum e îmbrăcat? Să zicem, da. Ați văzut ce lănțișor și-a luat la gât? Mi-a zis să vă spun de el. Ce să fac? Oricum e o treabă asta cu... Îl îmbrăcam cum vroiam eu, acum să îmbracă cum vrea el. Oricum, treaba asta cu hainele de la mama moștenesc, că ea ne povestea tot timpul că din primul ei salariu și-a cumpărat roche, adică și-a cumpărat haine. Mama e pasionată de haine la noi în familie. Acum, na, se duce. Știți că aveți un băiat extraordinar care s-a descurcat foarte bine și iată că a fost la un pas de finală. Vă mulțumesc, eu știu ce copil am. Cum ar trebui să-l cunoască lumea care se uită la noi pe Radu, băiatul dumneavoastră? Ce ar trebui să știe despre el? Ia să te văd, ia să te aud. Eu cred că e un copil bun. Întotdeauna i-am spus, oriunde mergi în lume, să nu uiți cei 7 ani de acasă, să te însoțească pretutindeni. Nu știu ce să zic. Pentru mine e cel mai bun copil. Și el și copil, și Anca. Anca e sora mea. Da. Sărutmâna. Vă mulțumim mult de tot. Ne bucurăm că am intrat în casa dumneavoastră și că ne-ați primit acolo. Mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc. Puiu, mami, te pup și te iubesc mult, mult și de eu tot. Te pup, te iubesc. Vai, nu pot să cred. Și cât mai vreau să spun că emisiunea asta sunt celebru, te trece prin toate emoțiile și trece așa de la o stare altă și de că acum și la voi, la fel, adică vii și mă face surprize din astea, nu mă așteptam. Uite, să o pe mai emoționată e. Da, uite, o ai încă acolo în fața ta, da. Și îți transmite că te iubește, că da. Te gândește la tine foarte frumos. Cristina, dar mai avem și alte mesaje. Avem, fiecare concurent a primit câte un mesaj și toate au fost emoționante, așa că am ales să le vedem și noi astăzi, că nouă ne place emoția. Hai să-l vedem să vedem mesajul pe care l-a primit Sally, care a plâns. Hai să vedem. Hai. Dragă domnule, eu știu, eu vreau, eu pot. Dragă domnule, asta e vorba lui mău. Eu știu, eu vreau, eu pot. Moment greu pentru mine să-ți scriu o scrisoare și totuși o voi face. Îți scriu un gând pe care nu ți l-am spus niciodată. Ai fost și vei fi Biblia, salvarea și bucuria mea. Întotdeauna, da? Întotdeauna reușești să faci tot ce îți propui, iar eu radiez de fericire. Când vei avea nevoie de mine, voi fi acolo. Tu ești cel mai frumos dintre... Spune tu ce urmează, mama îmi zicea mie, tu ești cel mai frumos dintre pământeni. Și aș vrea să mai zică mult timp de acum încolo. Da, ce iată mi s-a părut mesaje mama. De la oamenii care cum cei mai importanți pentru concurenți. Da, mi s-a părut foarte, foarte interesant că noi toți trei băieți care eram în competiție am primit mesaje de la mama, mame. Fiecare. Păi, și eu, și Sally și Gianni, da. Iar Anisia a primit de la o prietenă, da. Fiecare e băiatul lui mama. Hai să-l vedem și mesajul Anisiei, nu? Da, hai să vedem. Știam că ești foarte puternică, dar parcursul tău chiar ne-a surprins. Deci prin acest mesaj vrem doar să-ți transmitem că suntem bine toți și te iubim și îți ținem pumnii. Poți să ridici fruntea,
și să zâmbești chiar și când îți vine să plângi. Rezistă, întrucât mult a fost, puțin a rămas și oricare ar fi rezultatul final, pentru că ești o învingătoare. M-ați dat peste cap. Este un mesaj de la prietena mea. Parcă am primit o gură de aer de acasă. Mi-a dat o putere, nu știu să vă spun. Mi-a dat o forță. Fiecare mesaj puternic pentru când ești acolo în competiția asta. Da. Te îmbărbătează și te ajută să mergi mai departe. Adică mesajele astea au făcut pentru mine și din ce am vorbit cu colegii mei și pentru ei au fost la fel. Mai ales după atâta timp în care nu exact, deloc cu contact oamenii cu oamenii de acasă. Oricum, Anisia a fost cea mai puternică dintre toți, singura femeie și a fost așa, s-a ținut dreaptă, n-a vărsat lacrimă. Îl mai avem și pe Gianni, știm că el are o relație specială cu mama, am vorbit și cu mama lui când a fost la noi în emisiune și el s-a emoționat foarte tare. Vrei să-l vedem? Hai să-l vedem. Nu mai tremură. Am emoții. Mama te iubește și te susține și te așteaptă acasă cu toate bunătățile din lume. Wow. Acasă pentru mine asta înseamnă, în primul rând, e vorba de mama mea, e vorba de sora mea, copiii mei. Iar mama pentru mine înseamnă foarte mult și am emoții când vorbesc. Eu, crescând fără tată, și eu și sora mea, pe mine, practic, și sora mea fiind mai mare cu 5 ani, pe mine m-au crescut 3 femei. Când e vorba de mama, e greu să vorbesc. Pentru mine, cele mai importante persoane din viața mea au rămas mama și sora. Mama e Dumnezeu. Normal. Ea e Dumnezeu și formă Dumnezeu. Toți s-au emoționat când e vorba de părinți. Da. E fire să fie așa. Mama e Dumnezeu, a spus Gianni. M-a impresionat. Cred că toți suntem așa când auzim ideea e, oameni buni, e că joi e finala și vom vedea pe cine dumneavoastră hotărâți să fie câștigător la această competiție. Îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi, Radu. Mulțumesc și eu. Ai făcut o figură frumoasă, dar atât mulțumesc a fost frumos. Să fie. Exact. Te rog. 30 de secunde, lasă-mă să-l întreb. Știi că am vorbit noi cu Mitrea vineri, spunea Mitrea, ok, înțeleg că s-au bucurat că am plecat cei din echipa mea și mi-au aruncat lucrurile, dar cei din echipa cealaltă ce au avut, de ce s-au bucurat? Ce unul este Radu și aș vrea să-l întreb, de ce s-a bucurat atât de tare că a plecat Mitrea acasă? Eu am avut o reacție, într-adevăr, cumva de ușurare atunci când a plecat Cristi, pentru că el era cumva mărul discordei acolo, adică era, dădea și multe discuții între noi și așa. Nu m-am bucurat într-atât încât să arunc lucrurile lui, pentru că asta nu îmi stă mie în caracter. Da, ai participat, ai fost acolo. Am stat cumva retras. Okay. Dar eu cu Cristi am avut și discuții în contradictoriu, am avut și alte discuții, nu am nimic cu el personal, pur și simplu suntem foarte diferiți și... Mamă, vă întâlniți toți acum la final. Da, o să ne întâlnim mâine. Deci aveți grijă unde stați, că Cristi Mitre ești foarte imprevizibil. Și are și o meserie. Da. Are și o meserie care recomandă. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Succes, mulțumesc. Cristina Șeulean pe Instagram, nu? Pe Instagram, vă rog, da, mai deci, trebuie să adun urmăritori. Deci Cristina Șeulean pe Instagram face niște reels-uri senzaționale, care muncește mult și e colega noastră foarte drăguță, care vă așteaptă pe Instagram. Cristina Șeulean, baftă, Cristinica. La revedere!